Bună, dragii mei, bine v-am regăsit în această seară. M-am gândit să vorbesc puțin despre șansele unei împăcări cu o persoană pe care o păstrați în sufletul dumneavoastră. O iubire imposibilă, dacă această iubire imposibilă va deveni posibilă. Foarte încăpățânată. Această persoană este o persoană extrem de vanitoasă. O persoană care tot timpul are de ales între multe lucruri care se întâmplă în această perioadă. S-ar putea să fie vorba și despre o căsătorie la care, din câte se observă, pare că ar vrea să renunțe. Nu cred că va fi o separare 100% de această persoană. Dar parcă nu-și dorește să fie nici cu persoana cu care este în prezent, dar nici cu dumneavoastră. Are nasul pe sus, parcă nu se uită înapoi, are o situație materială bună, orientată către planul material, financiar, sau s-a reorientat către planul acesta material și financiar. Nu vorbește, se încăpățânează cu tot ce are să vorbească. O dependență de o situație, poate lucrează mult în această perioadă sau s-a afundat în muncă tocmai pentru a nu avea contact cu tot ce ar ține de voi sau de amintirea voastră, dar, dragii mei, să știți că îi lipsiți foarte tare. Acestei persoane îi lipsiți foarte tare. Chiar dacă sunteți la distanță unul față de celălalt, chiar dacă aveți o relație construită prin intermediul rețelelor de socializare sau o relație pe Messenger sau depinde fiecare cum ați comunicat pe calea aerului, cert este că sunteți piesa lipsă din puzzle-ul vieții sale. Și mă refer la persoane șatene, blonduțe șatene, chiar și castaniu, cu ochii căprui, în general, energia feminină. Distanță destul de mare între voi și această persoană, mai ales din punct de vedere emoțional. Avem un 46, un 48 de ani în primă fază, o balanță, scorpion, rac, vărsător, gemeni, capricorn. Încăpățânare, dar, cum să vă spun, există această încăpățânare, dar există și acest dor. Îi este dor de voi și cred că sentimentul este reciproc pentru că lucrurile sunt cumva echilibrate din punct de vedere al acestui dor. Cineva a spus pas aceste relații, posibil energia feminină să fi spus printr-un mesaj adio acestei persoane, într-o dată de 15, poate acum mai bine de un an de zile, sau, eu știu, într-o lună, luna 6 a anului trecut. Oricum, mi se pare totuși o lună în care era frig, nu era foarte cald, adică nu era lună de vară, frig, norat afară, mă rog, o dată de 15, a existat această despărțire prin intermediul unui mesaj. Cuiva, nu este o regulă acum energia feminină sau energia masculină, însă cineva a făcut acest lucru, cineva a dat acel mesaj în care a pus stop acestei relații, acestui blocaj. Dar cumva exista o oarecare speranță că lucrurile se vor relua. Posibil să fi crezut că este trecător și că după ce va trece această situație vă veți reîmpăca, pentru că s-ar putea să nu fi fost doar o dată în această situație de a vă împăca și a vă reîmpăca. Posibil să fi crezut că este ceva pasager și că lucrurile se vor relua, dar iată că a trecut mai bine de un an de zile în care nu ați comunicat, sau dacă ați comunicat, această comunicare s-a făcut defectuos, ca și cum mesaje scurte, eu știu, dacă primeați un mesaj sau dădeați un mesaj acum, mai vorbeați peste 3 zile, peste 4 sau peste 2 săptămâni. Anevoios, greu, încăpățânată din
încăpățânări în toate punctele de vedere. Și de ce? Pentru că această persoană este o persoană care mai are și alte variante. S-ar putea să aibă și alte oportunități, s-ar putea să fie în prezent cu altcineva, în afară de, eu știu, cel sau cea cu care este în prezent sau cu care a fost până în prezent, dacă este vorba și despre o căsătorie, o să vedem imediat. Însă parcă văd că, în ghilimele, pescuiște, dragii mei, sau consideră că are balta pește. Posibil să fie și din zodia peștilor. Nu este prima cucerire, nu sunteți prima cucerire, s-ar fi putut să fie o persoană infidelă, din câte se vede, pentru că întotdeauna a avut răbdare și pe voi a avut răbdare până v-a cucerit și s-ar putea să vă fi cucerit dintr-o... De asta s-ar putea să fi fost, am zis și zodia gemeni, da? S-ar putea să fi fost dintr-o mare de opțiuni și asta mă duce cu gândul la rețelele de socializare, pentru că acolo sunt foarte multe opțiuni. E, din câte se pare, această persoană a stat, a avut răbdare și parcă v-a ales din o grămadă de oportunități și a avut răbdare să vă și cucerească, să știți. Distanță între voi, relație la distanță, cum spuneam și la începutul etalării și acum sunteți într-adevăr la distanță, poate în țări diferite, în orașe diferite, are anumite lucruri care îl ține, o ține în loc, niște piedici, niște lanțuri ale trecutului său, însă această ființă parcă se luptă în primul rând cu el sau cu ea, ființă, cu ea însăși, să se rupă, să se detașeze de acest trecut și de a face un pas înainte către o nouă etapă, poate a vieții sale. Cumva a găsit, din câte se pare, ar fi găsit acea luminiță de la capătul tunelului și se gândește să meargă într-acolo. Ceva parcă trezește această persoană. Și acea luminiță de la capătul tunelului sunteți dumneavoastră. Așa v-a privit, dumneavoastră s-ar putea să fiți mame, este vulnerabil această persoană. Are o vulnerabilitate aparte în ceea ce vă privește pe voi. Voi sunteți, sau energia feminină este mamă. Ați împărțit foarte multe emoții și foarte multe sentimente și s-a simțit în siguranță alături de voi. Însă, din câte se pare, nu v-a înțeles foarte bine, pentru că au fost niște copilării și din partea dumneavoastră. Posibil să fi luat anumite decizii în toată această relație de care v-a părut rău. Și din punctul acesta de vedere să considere că nu ați făcut bine ce ați făcut și i-ați înșelat așteptările, i-ați înșelat încrederea. A dorit să vă cunoască, vedeți? Și a dorit să vă cunoască, a așteptat, a avut răbdare, v-a cucerit încet, încet, la distanță, posibil prin mesaje, la început ați vorbit prin mesaje, ușor, 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 v-a acaparat, v-a atras atenția și în final v-a cucerit. Există persoane cu ochelari, acum cred că el sau energia masculină poartă ochelari, ochii ușor verzui, așa că prui verzui. O persoană care lucrează cu acte sau lucrează cu hârtii, știți, cu acte, cu dosare, cu hârtii, stă și obosește foarte tare, obosește vederea, obosesc ochii, pentru că are ochii tot timpul în calculator, pe fișe, pe acte. Și învață, văd că învață mult. Dacă nu este o autodidactă, această persoană învață mult sau lucrează în domeniul acesta al învățământului sau pur și simplu în fiecare zi învață câte ceva. Parcă este un fel de Hamlet, așa. Poate să lucreze și poate să lucreze și în domeniul acesta artistic. Poate să fie actor, poate să fie actriță, poate să fie să scrie mult un scenariu de teatru, de film, de
la școală să corecteze lucrări de control, teze, mai știu eu, profesor universitar, în sfârșit, să lucreze în domeniul acesta al învățământului, există și această posibilitate, de asemenea zodia leului. Persoane care sunt obosite, se simte obosită această persoană, se simte obosită, se simte extenuată, încearcă să-și înnece acest amar în găsirea unor alte oportunități și știți la ce mă refer, însă vom vedea dacă sufletul său se întoarce către sufletul dumneavoastră și dacă până la urmă își va găsi direcția. Există această relație de suflete pereche, dragii mei, acest yin și yang. Spuneam, dacă există această îndreptare a acestei persoane către voi. Se gândește la voi, posibil să asculte aceeași muzică, să fie cântăreț, să fie instrumentist, să cânte la un instrument cu coarde, cine știe. Dar îl văd, o văd pe această persoană tristă și cu gândul la voi, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul său. O, B, F, M, D, L. Este o persoană expresivă. N-aș putea să spun că este o persoană frumoasă, cel la care vă gândiți sau cea la care vă gândiți. Nu mi se pare de o frumusețe, știți cum, răpitoare, dar are pe vină un coa, are ceva care v-a fascinat treptat, aș putea spune. Nu a fost un coup de foudre, nu ați căzut instantaneu în cap după această persoană, dar v-a cucerit prin faptul că este un artist, o artistă, scrie frumos, este meșter mare în a scrie cuvinte. Sau meșteră mare în a scrie cuvinte. Dar ceea ce trebuie să rețineți este că voi sunteți în acest echilibru, acest echilibru emoțional. Vă întrebați, este sau nu este? Va fi sau nu va fi? De asta spuneam că există, vedeți, acest Hamlet a fi, vedeți? A fi sau a nu fi? Aceasta este întrebarea și acesta este și titlul acestei etalări. Este a fi sau a nu fi? Aceasta este întrebarea. Vom mai fi din nou împreună. E, P. Sunteți suflete pereche. V, de asemenea, T. Parcă scrie mesaje, dar le șterge. Parcă stă în fața ta staturii. Parcă încearcă să vă urmărească. Parcă vă șterge contul de pe rețele de socializare, după care vă deblochează din nou sau vă urmărește de pe alte conturi, false sau nu, egal, după alte conturi. Dar este acolo și este prinsă această ființă în energia voastră. Rupe pur și simplu acele foi. Nu se poate concentra la munca pe care o are. Din când în când îi fuge gândul la voi. Și cred că ați însemnat într-o anumită perioadă, etapa vieții sale, acel fundament, acel refugiu. Cumva se refugia în sentimentele dumneavoastră. Aveați aceeași viziune, încă o aveți, încă vă urmăriți pe rețelele de socializare, indiferent. Și cred că a fost o perioadă în care nu v-ați urmărit sau nu v-a urmărit, dar acum a reluat. Poate că v-a șters recent de pe rețele de socializare, dar a găsit altă metodă să vă știe activitatea. Asta este 100% sigur. Este un spionaj și de o parte și de cealaltă. Și dumneavoastră vă uitați la ea și această ființă se uită la voi. Privirea asemănătoare, s-ar putea să aveți ochii deschiși, ambii, și să zic o diferență de vârstă, poate 4 ani, poate și mai mult, însă nu se vede. De asta spun că sunteți persoane mature. Dar uitați-vă, sunteți gând în gând cu această persoană. Această persoană este în gândul vostru, cum și dumneavoastră sunteți în gândul acestei persoane, chiar dacă această ființă pare că este
de piatră pare că este pietrificată, văd că relația nu a fost consumată și la nivel erotic, vă gândiți și unul și altul că nu ați avut nu curaj. Și celălalt gândește despre voi că nu ați fost 100% cinstiți în sentimente față de el și invers. Există la fel, același lucru. O lipsă de neîncredere din cele două părți dumneavoastră, parcă vă gândiți că această persoană nu a vrut, adică a vrut doar să vă seducă și apoi să vă abandoneze. N-ați avut acea încredere totală în această persoană. De asta, fără doar și poate, nu ați consumat această relație. Această persoană se vede că este o persoană destul de atentă la regimul său alimentar, posibil să facă sport sau să, nu știu, este o persoană care sau a făcut sport, unii au făcut sport de performanță, alții încă se mențin, să spunem așa. Gambele destul de pronunțate. În alte situații s-ar putea să fie persoane cu părul închis și cu mustață, energia masculină. O dată de 19. Așteptați. Energia feminină așteaptă acest semn de la energia masculină. Dumneavoastră, sau dacă sunteți doamne și domnișoare, așteptați acest semn de la această persoană și așteptați de foarte multă vreme un semn. Și acest semn va veni. Vedeți că nu zic eu, uitați. Deci acest semn va veni. Veți primi acest semn, acest mesaj de la această persoană într-o noapte de seara, posibil să primiți acest mesaj. Cineva văd că are și un animal de companie de culoare bej, a deschis oricum cățel. Parcă stă lângă voi și așteaptă cu voi acest mesaj din partea acestei persoane. Așteptați de mult și să știți că va veni acest mesaj după o lungă durată în care ați așteptat foarte mult. Poate cine știe, după ora 12 noaptea vă veți trezi cu mesaj de la această persoană. Încă suferiți, încă suferă, suferiți amândoi de această distanță și nu înțelegeți, este o chestiune destul de complicată și ciudată, nu înțelegeți de ce ați ajuns aici, de ce ați renunțat la această, de ce s-a renunțat de fapt la această relație. Există un scut de protecție, pur și simplu, dar care se va înlătura, acest blocaj între voi, blocaj mai ales de comunicare, va fi înlăturat odată cu primirea acestor vești de la această persoană. Vedeți că iau cărțile exact cum vin. Este un blocaj pe care celălalt și l-a pus mai mult decât voi. Vedeți, această persoană la care vă gândiți și a pus acest blocaj, dar este singură, să știți, indiferent de câte oportunități are, este singură. Avem un 43, un 51, un 56, un 60, 61, 67, 45, 43, 48, 38, 39. În ceea ce privește vârste, dar nu este importantă vârsta și nici obligatoriu nu este. Ceea ce trebuie să știți este că este o persoană care are tot ce îi trebuie, nu lipsește nimic, are o casă, văd o casă cu geamul foarte mare, cu oglinzi, cu multe, o persoană care îi place luxul sau cel puțin îi place să aibă un statut, o potență materială, îi place să aibă bani, să-și permită anumite lucruri. Este ușor narcisist, are o părere destul de bună despre el sau despre ea, însă singură, să știți, singură este în această perioadă. Este teamă pentru că nu este teamă să iasă în lumina reflectoarelor. Vedeți, încă stă ascunsă această persoană din cauza faptului că a luat s-ar putea niște decizii
pe care le regretă. Această persoană a decis să vă blocheze. A decis, posibil, dumneavoastră i-ați dat acel mesaj, această persoană a decis să vă blocheze, dar îi pare rău. Și este într-un balans, știți, nu știe ce să facă, când să vă dea mesajul, când să nu vă dea mesajul, dacă să vă dea mesajul, dacă să nu vă dea mesajul, și stă așa în poziție de fetus și parcă s-ar arunca în brațele dumneavoastră. Îi pare rău pentru ce decizie a luat sau posibil pentru acea decizie de a vă bloca, pentru că știe că sunteți suflete gemene, suflete pereche. Există o dualitate acestei persoane, Capricorn, Taur, Berbec. Știe că vă gândiți la el sau la ea, comunicați foarte bine din punct de vedere empatic, din punct de vedere celular. Seara, noaptea, să știți că este activă foarte mult această persoană, dar cum spuneam, este o persoană, văd că, destul de tonifiată. Posibil să aibă sau să fie avut pe cineva sau în acest moment să mai aibă, eu știu, pe cineva, dar nu să țină să iubească această persoană, ci pur și simplu pentru sport, ca să zic așa. Mai fac și eu niște glume că e, mai detenționăm atmosfera. 42 de ani. Există anumite diferențe de vârstă, dar să știți că nu sunt diferențe de vârstă foarte, foarte mari, sau dacă sunt, nu sunteți amândoi sunteți la fel pe aceeași lungime de undă, nu știu. Nu este terminată această situație și de asta vă spun că sunteți, parcă nu poate să ajungă la voi. Și nu știe cum să facă să poată să găsească acea metodă de a vă da telefon. Ah, da! Super, mulțumesc, mi-a venit acest mesaj, dar poate nu poate să vă dea mesaj dacă sunteți blocați sau dacă noastră ați blocat această persoană pe rețele de socializare, i-ați blocat telefonul, nu v-ați gândit, dar cum ar putea să ia legătura cu voi? Pentru că această persoană se gândește să vă dea mesaj, dar efectiv parcă ar vrea să vă dea mesaj, dar nu știe unde să o facă. Pentru că există acest blocaj total între voi doi. Însă v-am spus, vă știe și vă urmărește activitatea. La un pas să aveți acest mesaj de la această persoană și izolarea se va termina. Există distanță între voi, dar această izolare se termină cu acest curcubeu spre care voi vă gândiți. O dată de 16, posibil 14, 16. Vedeți, acest blocaj va fi înlăturat. Există acest blocaj, este adevărat, blocaj de comunicare. De asta vă spun că cred că v-ar da acest mesaj, dar nu știe unde să o facă. Nu știe cum să ia legătura cu voi și cum să vă trimită acel mesaj. Și acest nou început este aproape. Un nou început este aproape. Vedeți? Deci aproape după un an, poate și mai bine, acest început este aproape. A fost, este în relație de trio, s-ar putea ca cel puțin unul din voi să mai aibă pe cineva, să nu aibă încredere încă, dar nu iese din minte această relație. Există acest început, un nou început între voi și această persoană. Unii bărbați, energia masculină s-ar putea să nu aibă păr sau să fie ras în cap, nasul drept, ascuțit. Un nou început este pe cale să se întâmple. O dată de 3, o dată de 8, dar acest blocaj va fi înlăturat, iar această izolare se va termina cu acest curcubeu. Vedeți, nu este o izolare totală, este o izolare temporară a acestei persoane, mai ales dacă ne gândim la acest mesaj care vrea să vă vi-l dea, dar nu știe cum să facă acest lucru pentru că există un blocaj de comunicare extraordinar. Va trebui să mai așteptați când va fi deblocată această situație. Când va fi deblocată această situație.
se va întâmpla mai repede, haide să întrebăm așa, să nu mai întrebăm de o dată, că nu putem să... Dragii mei, am spus când se va debloca această situație. Vedeți că face planuri, se fac planuri, universul face aceste planuri. Avem atâtea curcubee, avem trei curcubee în această etalare. Cineva, această persoană la care voi vă gândiți, nu contează, bărbat, femeie, deja se gândește la a construi acel drum către voi. O dată de 13, poate peste o lună, poate pe data de 13 seara. Chiar sunt curioasă când este lună plină în luna aceasta. Dar se gândește, probabil va trebui să mai așteptați puțin, știu, pentru că unii dintre noastre ați așteptat destul de mult. Am întrebat cu aproximații și dacă se fac planuri și ați văzut și dumneavoastră. Se fac planuri. Această persoană se gândește să ia legătura cu voi, se gândește la acest nou început, se gândește la a vă da acest mesaj. Dar vom vedea. Poate 2 săptămâni, 13 zile, pe o dată de 13, poate peste 4 săptămâni. În orice caz, să știți că durata nu mai este foarte mare. Simt că ceva se întâmplă. Pentru că, vedeți, este exact, uitați-vă aici, ca un pocnet din degete și există acest nou început. Și va cădea acest blocaj. Concluzie. Va lua această decizie. Va trebui să aleagă între două opțiuni. Deci această persoană va alege între două opțiuni. Posibil să aleagă între o relație din trecutul său și dumneavoastră. Va alege până la urmă chit că parcă este teamă, simt o lipsă de curaj, există o teamă, probabil și de asta se ferește. Este o persoană care este teamă să-și mai exprime sentimentele, să se exprime pe el sau pe ea. Posibil că a trecut și destul de multă vreme și atunci, neștiind ceea ce mai simțiți dumneavoastră sau poate că dumneavoastră deja v-ați exprimat sentimentele, dacă această persoană v-a blocat, vă dați seama că nu știe ce să creadă. Dar va lua această decizie, are de ales între o situație care stă pe loc și o situație și o relație care evoluează. Și are de ales între o relație stabilă, o relație care merge, să zicem așa, din inerție, da, mulțumesc, din inerție și o relație de suflet pereche. Deci într-o mână are această relație care merge pur și simplu din inerție ca o roată, că așa trebuie să meargă, de-aia zic, mă gândesc la o căsătorie. Haideți să vedem dacă e vorba despre o căsătorie și despre o relație de suflet pereche, de relație de yin și yang care a evoluat. Și are credință, o face cu credință, se gândește. Haideți să vedem dacă este vorba despre o căsătorie. Vreau să lămuresc această carte. Are de ales într-o căsătorie și dumneavoastră. Are de ales, există un trio, da. Există un trio. Deci are de ales între dumneavoastră și o relație, dar nu are de ales între dumneavoastră și o altă femeie. Are de ales între dumneavoastră și, nu știu cum să vă spun, copiii săi, copilul său.
sau asta ține loc, are o greutate, o îndatorire, obligațiune față de familia sa, de copiii săi, de fata sa, de care este adolescentă, oricum este pe 9 ani în sus, adică destul de măricică, nu e foarte mică. Un șantaj emoțional sau pur și simplu are această obligativitate de a nu renunța la acești copii pentru a avea și alte relații. Zodia leului, văd aici, poate fetița este din zodia leului. În orice caz, există clar acest trio. Și această obligativitate, nu știu, copilă sau ceva, nu știu, care îl trage în jos și parcă își dedică acum toată viața, își dedică acestor copii, de unde și întârzierea către a acționa în ceea ce privește relația cu voi. Dar se gândește să aleagă să facă acel pas. Are o grămadă de scenarii, poate este scenarist, cine știe. Poate mâine s-ar putea să aibă o situație, un eveniment. Dragii mei, Balanță, Leu, Capricorn, Berbec, Taur. Ce să zic, este o relație de echilibru, o reechilibrare a emoțiilor, echilibrare din toate punctele de vedere. Nu știu, parcă nici, știți cum? Eu n-aș putea să vă spun că nu cred, că vă dați seama, eu cred în ceea ce fac și altfel n-aș mai face, dar este atât de, cum să vă spun, parcă nu-mi vine să cred cât de mult se vor echilibra lucrurile, pentru că simt ca energie, vă simt pe voi că nu mai credeți. Știți? Deci orice aș spune acum, parcă spuneți, vă simt, vă aud în urechi, cum spuneți, nu mai cred că se va mai întâmpla prea mult timp trecut, în unele cazuri 9 ani, poate și mai mult, diferențe de vârstă, așteptare foarte multă, foarte îndelungată și nu mai aveți speranță. Este o lipsă de speranță totală, dar vă fuge gândul acolo, va fi sau nu va fi și va fi, pentru că se va echilibra balanța, dragii mei. Se vor lua niște decizii. Uitați-vă cum a căzut această carte. Deci este clar că este o reechilibrare emoțională. Odată cu reluarea acestui apel, este suficient doar un singur apel și lucrurile se vor relua. Yin și Yang, voi sunteți din povestea asta. Povestea este a voastră, să știți. În continuare, de asta vă spun, între voi au fost niște lucruri care nu s-au spus și probabil că asta a dus la această suferință, la această durere. Cineva avea pe cineva, cuiva i s-a făcut o propunere și a refuzat-o, cineva n-a mai avut încredere, cineva a crezut că a fost manipulat de altcineva și atunci lucrurile s-au terminat, s-au prăbușit pe lângă voi, s-au terminat brusc prin acest mesaj în care unul renunța la această relație. De unde și lipsa de încredere că între voi va mai fi ceva, 41, 45, 47. Dar uitați-vă ce frumos se vor vindeca lucrurile, în ce echilibru va intra această relație după această vindecare. Pentru că vă veți vindeca de anumite orgolii, nu de durere. Vă veți vindeca de aceste orgolii. Vor cădea mușchile, dragii mei. Veți renunța la orgolii, veți renunța la vanitate și cred că ambii veți face acest lucru final. Final de etalare. Foarte frumoasă etalarea, nesperat de frumoasă. Final. Hazardul. Ia uitați ce frumos. Hazardul își va spune cuvântul. Hazardul va scoate această relație din rătăcire. Relația în momentul de față rătăcește. Relația în momentul de față este ca o
ființă care rătăcește într-o pădure și nu găsește nordul. Este lăsată în voia sorții această relație, credeți-mă. Însă hazardul, destinul intervine, așa cum a intervenit în momentul în care v-a găsit pe voi doi la fel, rătăcind. Fiecare în relații separate, sau cel puțin unul într-o altă relație, dar cred că ați fost sau ați pierdut, ați suferit, ați avut anumite eșecuri emoționale, sentimentale și v-ați găsit, v-ați regăsit, v-ați ciocnit, universul v-a ciocnit unul de celălalt. V-a scos din această rătăcire. Erați doi rătăcitori prin viață și vă căutați unul pe celălalt. Vedeți? Parcă ați mai fi trăit în alte vieți împreună. V-ați ciocnit, v-ați căutat, v-ați găsit, relația a evoluat. Până când s-a oprit. Ați continuat această rătăcire până când universul vă aduce din nou împreună. Foarte frumos. Sfârșit, concluzie extraordinară. O dată de 13, 21. Fantastic. Fantastic, fantastic, ce final norocos, să știți. Uitați, acest trifoi cu patru foi, un final norocos, aș zice, în ceea ce privește această etalare. Nu știu ce să vă zic, însă potrivit acestei etalări, capul sus, sus sufletul, pentru că cine își dorește această relație și cine se regăsește în această relație, sufletele care rezonează cu această etalare se vor regăsi și în viața de zi cu zi. Super, dragii mei, mă bucur din toată inima pentru acest final. Povestea continuă, sper că această etalare aproape particulară v-a dat speranță că lucrurile vor intra în cele din urmă pe făgașul normal și va veni acest lucru cu această veste de la persoana pe care o iubiți. Vă pup, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-am auzit și astăzi, că ne-am văzut cu bine. Să fiți sănătoși, voi își veni să aveți parte de cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră. Nu uitați că la un singur clopoțel sunt alături de dumneavoastră. Toate cele bune. Vă iubesc. Numai bine!